Două șoferițe și-au tamponat mașinile în municipiul Reșița. Una dintre acestea era sub influența licorilor lui Bahus, dar susținea cu înveșunare în fața agenților de circulație că nu este băută, ci doar urmează un tratament medicamentos pe bază de alcool. Șoferiței s-a efectuat etilotestul, în urma căruia a rezultat o alcoolemie de 0,58 la mie. Conform procedurilor, femeia a fost condusă la spital pentru prelevarea probelor biologice. Vedeți că iau și medicamente pe bază de alcool. Deci iau medicamente pe bază de alcool. Să nu uitați. De ară medicamentele. Sau nu vreți să înțelegeți? Domne, dar vreți să înțelegeți ce s-a întâmplat? Pentru că altfel nu îl pot uita. Și n-am nevoie de iertarea ta. Nu spune că n-ai fost și tu așa cândva. Mergeți cu noi cu ambulanță? Merg cu ambulanța. Conform procedurilor, femeia a fost condusă la spital pentru prelevarea probelor biologice.